Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara din nou la emisiunea Microfonul vă aparține, emisiune electorală. Alături de noi sunt doi invitați astăzi, domnul Florian Sălăjanu, dânsul este candidat la Consiliul Local mai mare din partea PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine am găsit! Și domnul Andreas Friedel, candidat tot din partea PSD la Consiliul Județean Maramureș. Bună seara, bine ați! Bună seara și vă mulțumim pentru invitație! Sigur, o să abordăm mai multe aspecte privind asistența socială și sănătatea, două domenii foarte importante. Și aș vrea să ne spuneți, în primul rând, de ce ați ales să vă implicați în politică, stimați domn. Începe Andreas. Noastră sunteți medic de profesie, da? Dumneavoastră aveți o asociație ASOC cu care ați făcut foarte multe lucruri pentru comunitate. Da, eu, după cum știți, activez de 30 de ani în domeniul social, în Baia Mare și nu numai. Și după, în slujba oamenilor, să spun, și după această activitate, mi-am dat seama că e nevoie uneori să faci mai mult. Și am primit oferta, dacă pot să spun așa, discuția cu Gabriel Zetea, în care mi-a propus să fac parte din echipa PSD, o echipă de oameni tineri, au venit colegi noi în partid și am zis de ce nu, haideți să fac un pas în administrația locală. Și de ce nu? Cea europarlamentară, deputată în Parlamentul European, am și candidez și pentru Parlamentul European în același timp. Dumneavoastră? Întâi mă simt dator să mă prezint. Vă rog. Numele meu este Andreas Friedel, sunt medic specialist în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare. Activez în Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare din anul 2020, după 11 ani în care am fost plecat să mă perfecționez în altă parte. M-am întors în sânul familiei, m-am întors în sânul maramureșenilor și cred că este foarte important de spus că la momentul la care m-am întors în 2020 am găsit o dotare poate insuficientă pentru ceea ce mi-aș fi dorit. Moment în care m-am dus la ușile Consiliului Județean, am bătut, am găsit o ușă deschisă și l-am întâlnit pe domnul președinte Gabriel Valer Zetea, care la momentul respectiv activa în funcție de președinte al Consiliului Județean. Cu ardoare i-am spus ceea ce ne lipsește, cu ardoare i-am spus că în condițiile în care nu se găsește o rezolvare la aceste lipsuri, aș dori să plec. În acea zi am creionat împreună un plan de dotare, plan de dotare care a și devenit realitate. Și acela a fost momentul la care am înțeles că administrația este foarte importantă în performanța medicală. La nici 4 ani de la acel moment am primit invitația din partea domnului Gabriel Valer Zetea să fac parte din echipa dânsului. Și am răspuns după ce m-am gândit foarte mult. M-am gândit foarte mult de ce, pentru că toată lumea se întreabă de ce un profesionist în domeniul medical alege o cale politică sau alege o cale de a se implica în administrație. Și am ales această cale din dorința de a oferi mai mult, în primul rând, și de a oferi mai mult pentru pacienții noștri. Credeți că faptul că aveți o experiență medicală vă va ajuta în activitatea politică? Întotdeauna, în primul rând, voi gândi ca un medic, pentru că eu așa mă definesc. Sunt medic întâi de toate și apoi politician de scurt timp. Sunt un bebeluș în lumea politicii, aș putea să spun. Dar pot să spun că am o experiență destul de importantă deja în domeniul medical. Cu siguranță, faptul că m-am alăturat echipei social-democrate, a Partidului Social-Democrat, va aduce un plus din punct de vedere al faptului că voi fi, și îmi doresc să fiu, o voce puternică în Consiliul Județean privind sănătatea. Întotdeauna voi spune, ne dorim mai mult, putem mai mult și tot timpul voi lupta pentru o dotare a sistemului medical așa cum eu doresc. Trec direct la subiecte concrete, domnule Sălăjanu. Ce măsuri concrete aveți dumneavoastră în plan pentru a îmbunătăți asistența socială pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii din medii defavorizate și persoanele cu dizabilități? Aici vă pricepeți foarte bine. Da, este domeniul meu de activitate și de expertiză. Cred că calitate de viitor consilier local, am să vin cu câteva propuneri concrete. Una dintre ele ar fi, de exemplu, accesibilizarea intersecțiilor pentru oricine merge, fie cu un cărucior, fie cu
un cărucior de copil, cu o trotinetă, cu o bicicletă. Sunt prea multe borduri, intersecțiile din Baia Mare și cred că este orașul de puține orașe care a mai rămas atât de inaccesibil deplasării cu mijloace mobile care acționate de către om. De asemenea, m-aș dori foarte mult să ne apucăm serios de problema romilor. Aș dori foarte mult să mergem spre comunitățile, așa numite pungi de sărăcie ale municipiului Baia Mare și cred că într-o echipă bună, alături de Doru Dâncuș, vom reuși în cei viitori 4 ani să rezolvăm, cred eu, măcar pentru 70% îmi propun, din populația romă, o soluție de locuire, o soluție de educație pentru copii și de ocupare în muncă pentru părinții acestor copii. În întâlnire care am avut cu comunitățile de rom, vreau să vă spun că am văzut copii minunați. Am văzut copii cu un potențial extraordinar de educație, de învățare. Au nevoie doar de mediul potrivit, astfel încât ei să devină în final o resursă bună pentru comunitate, nu o problemă a comunității noastre. Mulți v-au văzut în postura de candidat la primăria municipiului Baia Mare inițial. Știți că s-a vorbit foarte mult. Da, e adevărat. De ce ați ales să fiți doar pe listele de Consiliu Local? Credeți că de aici puteți depune mai multe proiecte, puteți avea mai multe inițiative? În urma unui sondaj intern făcut de către PSD, Doru Dâncuș a fost mult mai bine situat decât mine în acea măsurătoare și am fost de comun acord o decizie politică să fiu susținător al lui Doru Dâncuș, a echipei PSD și evident că putem face în echipă fie Doru primar, eu consilier, Andreea sau alți colegi care vor fi în Consiliul Local, putem să mergem cu proiectele la fel de bine. Dumneavoastră susțineți aceste probleme din sănătate și propuneți rezolvarea lor. În primul rând, privind așa în județ, care sunt problemele pe care le-ați identificat? În ultima perioadă am făcut eforturi mari să fiu prezent la toate evenimentele Partidului Social Democrat, la evenimentele de lansare a candidaților. În momentul în care particip la astfel de evenimente, ești înconjurat de comunitatea locală respectivă. Astfel că am reușit să comunic cu oamenii. Și am reușit să aflu problemele oamenilor din Maramureș. Și la sfârșitul de săptămână am fost în Maramureșul Voievoda. Am identificat numeroase probleme. Probleme de administrație locală, probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul sprijinului Consiliului Județean. Un exemplu concret ar fi rezolvarea ambulatorului de la Petrova. Am fost, am vorbit, am văzut ce s-a făcut până acum. Și cred că 7 ani de zile este destul de mult ca și timp pentru a realiza un astfel de ambulator. Iar populația din Petrova are nevoie de un astfel de ambulator. O altă problemă concretă ar fi rezolvarea unui centru de permanență în Vișeu de Jos. Este o comunitate cu 5400 de oameni. 5400 de oameni care nu au servicii medicale independente. Ei depind de localitatea aflată în vecinătate, anume Vișeu de Sus. Cred că aceste probleme rezolvate punctual ar aduce un plus tuturor maramureșenilor. Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare astfel ar fi degrevat de cazurile ușoare. Am putea să ne ocupăm mai atent la problemele pacienților noștri. Am putea să avem mai mult timp pentru pacienții noștri. Cu siguranță ați auzit sau auziți în continuare numeroasele plângeri pe care le-am auzit și eu în ultimul timp. Legate de serviciul de urgență, legate de tot ce înseamnă timpul de așteptare în serviciul de urgență. Acest timp de așteptare se datorează în primul rând unei adresabilități foarte mari. Dacă am reușit să oferim la Borșa, la Vișeu, în Poieni, dacă am reușit să oferim servicii medicale complementare, care să ne asigure că pacienții respectivi sunt triați acolo, acasă la ei, în comunitatea lor, sunt sigur că și serviciile de urgență din Baia Mare ar putea și ar avea o mai mare calitate din punct de vedere al timpului acordat. Pentru că noi facem și medicii din Baia Mare oferă servicii medicale de calitate, dar din păcate timpul este foarte scurt și adresabilitatea este foarte mare. Din ceea ce cunoaște dumneavoastră, au fost și anumite proiecte blocate? Proiecte blocate întotdeauna sunt proiecte, pentru că toată lumea, mai ales în dezbaterile politice, vine cu proiecte. Am auzit în comunitățile în care am umblat de numeroase proiecte blocate.
Eu nu vreau să vorbesc despre proiectele blocate, vreau să vorbesc despre ceea ce am putea face noi și ceea ce ne-am propus noi să facem. Cred că este mult mai important pentru oameni să afle ce ne dorim să facem și ce putem să facem în acești 4 ani dacă vom fi aleși pe postul de consilier județean, postul pe care candidez eu de această dată. Și cred că oamenii trebuie să știe că ne preocupăm pentru sănătatea lor. Și vă promit și îmi doresc ca peste 4 ani, în momentul în care vom veni în fața dumneavoastră, să ne putem lăuda sau să putem spune da, am reușit și să venim cu cazuri concrete de reușită în comunitățile locale din punct de vedere al serviciilor medicale. Vă doriți un centru de permanență în Vișeu de Sus, dar concret, cum poate fi realizat acest lucru? Acest lucru poate fi realizat în primul rând prin sprijinul autorităților locale. Există centre de permanență la nivelul județului Maramureș în mai multe locuri. Nu pot să nu amintesc de faptul că mama mea este medic de familie și activează într-un asemenea centru de permanență. Centrele de permanență, pe lângă oameni, au nevoie și de dotare. Dotarea vine din partea Consiliului Local, cu sprijinul administrației județene, iar personalul este asigurat din personalul medical din zonă, medicii de familie, care trebuie să înțeleagă că în comunitatea lor este nevoie de un serviciu medical 24 de ore din 24. Și astfel de centre medicale există în Maramureș. Există la Sein, de exemplu. Există la Fărcașa. Există. Și sunt comunități care au demonstrat că se poate. Domnule Florian Slăjanu, care sunt, și probabil că sunt multe, realizări ale ASOC în acești 30 de ani, dar cum intenționați ca această experiență să o folosiți în cadrul politicii pentru a îmbunătăți sistemul de asistență socială? Ne-a spus de rom și de alte lipsuri pe care le-ați identificat deja. E mult de lucru? Evident că este mult de lucru. Evident că pe experiența mea pot folosi și în atragerea de fonduri. Mai avem încă un tren, să spun așa, pe fonduri europene, un tren, ultimul tren, cred eu, serios, cu ca resurse financiare. Și am capacitatea de a încuraja echipele de profesioniști din primărie și din alte organizații să se implice, să atragă resursele financiare necesare. Acum nu e doar problematica romilor, deși e o problematică arzătoare în Baia Mare și lumea suferă. Sunt câteva mii de persoane care sunt afectate în mod direct de această problemă. Mai este situația vârstnicilor. Avem o populație care pe an ce trece devine îmbătrânită. Trebuie dezvoltate servicii, servicii de prevenție, care în parteneriat cu partea medicală pot să ducă la o prevenire a instituționalizării și reducerii numărului de zile de spitalizare pentru vârstnici, astfel încât să putem scădea costurile cu îngrijirea acestor persoane. Am mai discutat într-o altă emisiune despre acel concept de ambulanță socială pe care am început să-l promovez, prin care vârstnicii care sunt țintuiți la pat și greu deplasabil, să vină o echipă de infirmieri acasă la ei să le facă serviciile de igienă personală, de tratare a, nu știu, escarelor care stau asemenea probleme de prea multă ședere la pat, tuns, tăiat unghiile, așa mai departe, astfel încât starea de confort fizic să-i prelungească și starea de sănătate și viața lui să fie, sau finalul vieții unor aceste persoane, să fie mult mai ușor de dus. Iar fără sprijinul autorităților locale, organizații de care dezvoltă asemenea servicii, le este greu. Atunci ai nevoie, ok, găsești fonduri europene să investești în infrastructură, să iei echipamentele necesare, dar e nevoie de cineva să vină să cofinanțeze aceste servicii. Și cred că printr-un proiect de hotărâre, printr-o majoritate a Consiliului Local și am și găsit înțelegere, să realizăm un asemenea proiect sau proiecte, că e vorba de mai multe, și care poate fi extins doar în Baia Mare, poate să meargă și la nivel de comunități rurale din județ sau în altă parte. Ce ați schimba în aceste instituții din subordinea primăriei și nu numai, dacă ați avea posibilitatea și probabil veți avea prin prisma faptului că veți ajunge în Consiliul Local Baia Mare, în relația cu aceste persoane? Acum, întotdeauna ce observ din afară sau din, nu chiar din afară instituțiilor publice, există, parcă la instituțiile publice există, nu vreau să acuz, dar există o empatie scăzută față de beneficiari.
de potențialii beneficiari de servicii sociale, indiferent de categoria vulnerabilă în care fac parte. Cred că o încurajare a funcționarilor de a fi mai empatici, de a fi mai aproape cu persoana care vine și are nevoie de un serviciu, ar fi de dorit. În rest, din câte cunosc și am contacte permanente cu primăria și cu instituții specializate, există deschidere, nu sunt opaci, dar totdeauna este loc de mai bine. Domnule Friedel, dorim să atragem medici tineri sau cel puțin să nu plece. Cum ați rămas și dumneavoastră, da, că aveați posibilitatea să plecați probabil din țară. Ce strategii aveți pentru a-i atrage și a-i menține pe tineri în zonele rurale și în orașele mici? Pentru că și în aceste centre pe care le propuneți e nevoie de medici. Întotdeauna ne dorim să atragem medici tineri și pot să spun că la spitalul unde activez avem parte de medici tineri, suntem o echipă de medici tineri, dar pentru a rămâne e nevoie în primul rând de asigurarea unui act medical făcut cu o dotare care să ne ofere beneficii nouă, ca și prestatori de servicii medicale, cât și pacienților. Pentru că lupta cu boala este o luptă grea. Lupta în momentul în care avem și un deficit de dotare este și mai grea. Ce ne dorim să facem este să atragem medicii tineri, să le explicăm că și în comunitățile mai mici este nevoie de ei și ne dorim să înțeleagă că putem să îi atragem și prin burse. Ne gândim și fac parte dintr-un sindicat independent al medicilor din Maramureș, unde ne gândim să oferim burse. Burse de pregătire. Burse de pregătire a medicilor tineri în funcție de profesia lor și în funcție de ceea ce își doresc să facă. Un lucru care în ultimii ani a fost uitat. Au fost multe și numeroase proiecte pe partea de susținere a eforturilor medicilor de a se dezvolta, dar lucrurile, din păcate, în ultimul timp nu au mai evoluat. Sau pot să spun cu sinceritate, nu am mai văzut nicio bursă oferită vreunui tânăr medic pentru a se pregăti într-o anumită specializare sau supra-specializare. Cred că cheia spre succes e asta, să le arătăm medicilor tineri că pot performa. Orice medic, în primul rând, își alege o cale în viață. Este o cale în viață care se aduce în numeroase satisfacții, dar este o cale grea. În momentul în care poți să-i spui medicului tânăr, uite, hai aici lângă noi, îți arătăm că poți să performezi, eu cred că și-a atins scopul. Și până la urmă, fiecare dintre noi ne dorim în această viață să ne atingem scopul. Noi, medicii, dorim să fim lângă pacienți, să luptăm cu ei împotriva bolilor. Și cred că, până la urmă, ăsta este scopul suprem al fiecărui medic. Colegii dumneavoastră medici, ce vă spun când aveți așa discuții libere, să spunem, pe problemele care vă frământă? Am început să am discuții cu colegii mei. O mare parte dintre ei nu pot să zic că sunt de acord cu această viață politică sau preferă să stea deoparte. Mă încurajează, dar mă încurajează din umbră. Îmi spun, îți admir curajul, dar nu aș fi făcut ce ai făcut-o. Poate de multe ori îmi pun și eu această întrebare, dacă e bine ce am făcut. Dar atâta timp cât am alături de mine colegi, cum este și domnul Sălăjan, și pot să dau multe exemple pe care le-am cunoscut odată ce am intrat în Partidul Social Democrat, și am văzut ce înseamnă să ai parte de susținere. Și aici mă refer în primul rând la invitații pe care am avut săptămânile trecute, la profesorul Cercel, la secretarul de stat din Ministerul Sănătății, mi-au dat încredere că se poate. Și împreună, doar împreună, și cu sprijinul comunității locale și a comunității județului Maramureș, sunt convins că vom putea reuși. Dumneavoastră credeți în echipa în care ați intrat? Evident, și chiar mă bucur să cunosc oameni care înainte nu i-am întâlnit sau i-am întâlnit în mod, nu știu, superficial. Munca de partid, cu toate provocările care sunt în fiecare zi, cel puțin în pre-campanie și în campanie electorală, ajunge să unească oamenii, să ne sudeze, să gândim, să ne creăm aceleași valori comune politice și, de ce nu, pentru societate. Și pentru mine, experiență nouă, viața de partid, și chiar mă bucur că am făcut acest pas. O scurtă pauză și revenim la discuția noastră pe teme de sănătate și asistență socială.